Am revenit, doamnelor și domnilor. Vorbim despre această vreme caldă, care ne duce cu gândul la primăvară, evident, și la sistemul nostru imunitar, atât de încercat în perioada pandemiei, nu-i așa? Corect. Și ca în fiecare an, începem să ne gândim la o cură de vitamine sau o dietă cu sucuri naturale. Întrebarea este, cât ne ajută aceste suplimente și ce ar trebui să facem, de fapt? Ne explică invitatul nostru de la această oră, bineînțeles, medicul Alin Popescu, medic specialist medicină sportivă. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, bună dimineața! Mă uitam în studio că încă n-am avut onoarea să vin la voi nou cadru. Fotoliul acela parcă mă așteaptă acolo. Dar să știi că nu e fotoliu pentru tine, e canapeaua. Și dacă tot vorbim despre asta, vezi canapeaua pe care stau eu acum. Se mută el aici. Da, văd, văd. Dar uite-te la noi, lasă canapeaua, că o să ajungi și aici, nu-ți face griji. Bun, ce ar trebui să facem acum în prag de primăvară? Recunosc că eu nu sunt la nivelul energiei pe care mi-l doresc. Acum, între noi fie vorba așa, între noi și telespectatorii Prima TV, nivelul acesta de energie este într-o anumită măsură dependent și de anotimpul pe care începem să-l parcurgem în curând. Dar nu trebuie să dăm vina exclusiv pe acest lucru. Mulți dintre noi au trecut prin diverse infecții cu COVID-19, au dezvoltat diverse forme de SARS-CoV-2, au fost tot felul de modificări în programul zilnic, un stres extraordinar de mare legat de perioada extrem de atipică pe care o parcurgem, iată, de aproape 2 ani. Deci, din acest punct de vedere, vorbim într-adevăr de astenia de primăvară, astenie de primăvară care este din ce în ce mai recunoscută din punct de vedere medical, care este variabilă de la persoană la persoană, care poate să țină de la câteva săptămâni, de la câteva zile până la câteva săptămâni și care, inclusiv, atenție, poate avea un caracter intermitent. Alin, spuneai și tu, Alin, pe lângă această astenie de primăvară, în ultimele două primăveri am avut și multe alte probleme care ne-au dat bătăi de cap. Și atunci aș vrea să te întreb, primăvara aceasta, ce avem de făcut? Facem o cură de vitamine și minerale mai mult decât deja o facem? Pentru că, mă rog, apropo de acest COVID, eu mă oamenii simt au început vizat, să ia vitamina adică... C, mai des vitamina exact. D. Ce ar trebui să facem mai mult de atât acum? Abia ce am ieșit din COVID și e și primăvara care stă să bată la ușă. Deci, cumva, mă simt foarte vizat de răspunsul tău. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem grijă în patru direcții. Și o să încep paradoxal cu ceva ce nu vă așteptați, dar este foarte important să ne securizăm orele de somn. Deși e astenie și zicem că suntem obosiți, calitatea somnului și modul în care ne odihnim noaptea în spații aerisite la temperaturi de 22-23 de grade, etc., etc., este foarte, foarte important. Și indiferent când, cum ne culcăm, acel interval 1, 3, 12, 4, în fine, noaptea, trebuie să fie cuprins în orele de somn. Al doilea lucru foarte important pe oboseala asta este hidratarea. Foarte importantă apă, ceaiuri, lactate și așa mai departe, nu intru în detalii. Pe poziția a treia intră alimentația. Alimentația trebuie să se simtă sezonul. Să avem spanac, urzici, lobodă, fructe, legume. Ideal din ce apare în această lună martie care stă să bată la ușă în serele românilor, dar evident și lucru de import. Și în al patrulea rând, evident, vitaminele și mineralele. Și aici trebuie un pic să avem grijă pentru că ele ar trebui coroborate cu ceea ce nouă ne lipsește în mâncare. Este evident că dacă noi, de pildă, avem o tendință de a merge către zona de vegan, de vegetarian, de care vorbim acum o lună în emisiune, da, ar trebui să avem grijă la B12, ar trebui să avem grijă la fier, deci niște elemente care nu pot fi, din păcate, total aduse prin alimentație. La o alimentație echilibrată, dar după infecție virală sau simțind astenia de primăvară, am putea suplimenta pe partea de vitamine din grupul B, vitamină C, D3-ul. D3-ul teoretic se termină Alin, în aprilie. Da. Alin, întrebarea mea e în felul următor. Tu ai specificat de foarte multe ori că uneori aceste vitamine le putem sintetiza și cu ajutorul soarelui sau a mișcării. Adică mă gândesc că acum mă ajută să ies să fac mișcare și să profit de faptul că temperaturile au sărit de 10 grade?
Întrebarea ta e perfectă și că a venit exact pe D3. D3-ul fiind cea mai influențată de soare. De aceea și pediatrii clasic dau copiilor vitamină D3 în lunile cu R, din septembrie în aprilie. Încălzindu-se mult mai repede în 2022, noi putem ieși deja la soare și atunci, de exemplu, doza D3 o putem zilnic, o putem înjumătăți, dar nu aș exclude-o până în luna aprilie. Ieșitul la soare și mișcarea în aer liber este absolut de încurajat, dar atenția ar trebui să se facă undeva în zona orelor de prânz, adică de pe la 8:30-9 până undeva la 4:30. Ieșitul afară după ora 5 nu mai îmi aduce beneficii expunerii la soare. Noi în perioada aceasta de primăvară nu avem orele de vară. Vara spunem să evităm expunerea între 11 și 6, între 11 și 16, între 11 și 4 datorită agresivității soarelui. Acum nu e cazul de așa ceva. Putem să ne invităm persoana dragă, de exemplu, la o cafea, la o terasă. Păi știi cum o rezolvăm, Alin? Mai degrabă o invităm într-o vacanță exotică unde e soare da. Din plin la orice oră. E luna dragoste, e corect. Dacă ne mergem pe exotici, ok, dar dacă rămânem în... Și ne luăm porția de vitamina D3 acolo. Ok, asta e idealul și îmi faci deja poftă. Ai tăi dorm mai mult acum în perioada asta, Irina? Copiii mei? Copiii, da, dorm mai mult. Nu dorm mai mult. Și vreau să-l întreb pe Alin, la copii, noi am înțeles, avem o alimentație sănătoasă, luăm și niște vitamine extra. Copiii știi foarte bine, nu mănâncă tot timpul ce trebuie, ci ce vor. Cel puțin ai mei cu greu și acceptă. Și e complicat câteodată să-i scoatem din casă. Și este complicat să-i scoatem și din casă, bineînțeles, pentru că au alte atracții. Și atunci spune-ne ce facem cu ei, cum suplimentăm necesarul acesta de vitamine sau și de minerale. Sau îi păcălim cu ghilimele de rigoare. Noi ar trebui să-i păcălim în primul rând cu legume și fructe. Deci dacă e vorba de o păcăleală, ar trebui, până la urmă, la copil e bucata de carne ideal făcută la grătar cu mormanul de legume. La grătar, natur, salată cu morfiele. Deci păcălirea, diferența între legume și fructe, fructele au și fructoză. Deci fructele sunt, de fapt, fructele ce? Sunt niște legume dulci, da? Deci indiferent că dăm, că ei ard, fac destulă mișcare și ard energia dată de fructe. Legumele sunt idealul, fructele sunt și ele aproape de ideal. Aici ar trebui să venim cel mai mult către ei. Dacă copiii sunt mici, putem suplimenta cu un sirop de poftă de mâncare dacă nu au, cu un sirop de acesta de energie care să dea un boost de energie dacă îi simțim un pic apatic. Dacă nu 3 ne dorim de 10 asta. Mâncare, nu, nu. Da comprimate. Nu, Alin, ieri Fimiu a făcut 15.000 de pași în casă. Suplimentarea de energie nu e pentru noi. Crede-mă că nu mai Eu mă bucur foarte mult, mă bucur foarte mult când văd copii activi. Chiar cred că pe un copil activ poți modula și modela un program mai ușor decât cei care sunt lipiți de pat, de telefon, de tabletă, de calculator sau de cărți. Alin, dar copiii nu trec și ei prin astenia asta de primăvară? Da, corect, ei n-ar trebui să treacă, apropo de energia lor. Ei trec mai degrabă dacă sunt la vârstă adolescentină. Copil, cum spun, cel care nu e posesor de carte de identitate, ca să definim, mai degrabă nu. Mai ales dacă noi am dat detaliu, dacă noi am respectat ce ne-a spus pediatrul. Acum, ca să încheiem într-o notă optimistă, toată lumea vorbește de astenia de primăvară, dar există și un alt element legat de acest anotimp și anume, poate ați auzit de el, febra de primăvară. Febra de primăvară, prima dată descrisă, culmea, de Mark Twain, deci de un scriitor, nu de un medic, este opusul asteniei de primăvară. O stare de energie, o stare de mobilizare, o dorință sexuală accentuată, o chestie foarte puternică legată de primăvară, ca o redeșteptare a organismului nostru. Mai puțin citată decât astenia de primăvară, dar foarte bine să amintim că există și o febră de primăvară și de la Mark Twain încoace mai mulți au amintit-o în literatura și medicală, dar și non-medicală. Are dreptate. Deci trebuie să ne gândim are în ce dreptate. Categorie te-a ne apărut cadrăm, într-o februarie. Are dreptate. Am înțeles. Are dreptate. Da.
Da, vii de dietă, tu întrebi, tu sau întrebi de dietă? Te rog, tu ești cu dietele. Avem nevoie să ne gândim un pic și la zona de dietă, pentru că de cele mai multe ori faptul că am stat foarte mult în casă, pe de o parte, pe de altă parte, și faptul că poate vrem să ne ducem, așa cum e cazul Irinei, în țări exotice, avem nevoie să arătăm the best of the best. Da, cu respect aș modifica un pic întrebarea ta, nu neapărat să arătăm the best of the best, cât să ne simțim the best of the best. Ok, așa e important cum arăți, dar mult mai important cum te simți. Și când te simți cu energie, când te simți fibră, cum spun eu, pentru tine personal e minunat, în afară de ceea ce arăți celor din jur. Pentru asta, categoric, dieta este foarte importantă. Dacă ai fi femeie, Alin, poate înțelege și asta cu... Da, nefiind femeie, nu înțeleg lucrul ăsta, doar admir femeie, dar nu mă pot pune niciodată în pielea lor, categoric. Pentru reprezentantele sexului frumos, această frumusețe exterioară este foarte, foarte importantă. Revenind la întrebarea inițială, primăvara, din punctul meu de vedere, este anotimpul în care putem să ne facem cel mai puțin o ordine în mâncare. Cu excepția Paștelui, care este într-adevăr o perioadă grea, dar sunt câteva zile de o perioadă grea, Alin? Pentru români, culinar vorbind. În rest, repet, de la ștevie, urzici, lobodă, până la tot păsăretul ăsta, nu neapărat pui, curcan și așa mai departe, peștele, că începe și pescuitul și așa mai departe. Alin, trebuie să vii cu rețete. Data viitoare pe canapea cu rețete. Mulțumim frumos pentru intervenția ta de astăzi. Mulțumim tare mult, Alin, te așteptăm aici.